Constituție și constituționalism a fost tema unui colocviu dedicat Zilei Constituției României și sărbătorită pe 8 decembrie. Organizată de Centrul Cultural Pitești și de Curtea de Apel Pitești, manifestarea a reunit studenți istorici, reprezentanți ai Asociației Pro Basarabia și Bucovina și ai Asociației Cultul Eroilor. Atunci când ne gândim la Constituție, mie îmi vine în minte cuvintele unor mari profesori, a profesorului Ion Deleanu sau a regretatului profesor Tudor Drăganu, care de puțin timp, la aproape 100 de ani, ne-a mărăsit, că legea fundamentală a unui stat nu este un simplu act normativ. Este, așa cum spunea profesorul Deleanu, un așezământ politic și juridic, ceea ce înseamnă că semnificațiile sale depășesc sfera dreptului. Ajung în însă și profunzimile existențiale ale unui popor, îl definesc, îi exprimă caracterul, îi exprimă, de ce nu, statutul pe care îl are pe o anumită treaptă de evoluție istorică și creează în același timp și o perspectivă asupra evoluției sale. Deci, acesta este un mesaj pe care eu l-am preluat de la alți doctrinari în materie și pe care încerc să-l transmit și studenților, că atunci când ne gândim la legea fundamentală a unei țări, nu trebuie să avem în vedere numai necesitatea de a învăța conținutul ei la un anumit moment pedagogic. Și pe urmă să uităm, cum din păcate se mai întâmplă astăzi. Simt un sentiment, să zic, de onoare că fac parte din această instituție care este o, consideră, înființarea ei în 1997 și prevăzută și în Constituția 91, a fost un lucru benefic României și mai bine zis cetățenilor țării, care altfel au găsit o posibilitate de a se adresa unei instituții care să le garanteze apărarea drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute în legea fundamentală atunci când le sunt încălcate aceste drepturi și libertăți de către autoritățile publice. Discutăm despre autoritățile publice, rolul avocatului poporului fiind acela de a media conflictele care apar în situația încălcării acestor drepturi și libertăți fundamentale prevăzute în Constituție. Și consider că prin medierea și atribuțiile care noi le avem prin legea de organizare, legea 35/1997 a instituției noastre, reușim într-o măsură, acum rămâne de apreciat din partea cetățenilor, dar ne dăm tot interesul ca să facem toate demersurile să poată să fie îndreptate actele administrative, pentru că, de fapt, instituția noastră recomandă, nu are instrumente de constrângere sau instituția noastră este o instituție de mediere, merge pe modelul ombudsmanului european, ombudsmanului suedez, mai bine zis, și recomandă autorităților publice, în cazul în care sunt încălcări acestor drepturi, să se revoce această încălcare, să se îndrepte actul administrativ defectuos. Instituția din 1923 a fost adoptată la 28 martie, și a fost numită Constituția României Mari pentru că trebuia să uniformizeze legislația din toate provinciile care se uniseră cu România în 1918. S-a procedat regulamentar în adoptarea Constituției, adică a fost discutată întâi în adunarea deputaților, apoi în Senat și, bineînțeles, că a primit și sancțiunea din partea regelui, respectiv Ferdinand. Poate nivelul de exigență este puțin mai ridicat, pentru că se dorește ca un student care a terminat la București să fie oarecum superior unui alt student, ceea ce nu este în totalitate adevărat. Văd în sală foarte mulți studenți din anul întâi. Știu bine ce transformări treceți, sunt conștient de asta și eu am trecut prin ele. Dar vă asigur că vor fi multe schimbări și când veți ajunge în anul 3 și vă veți uita în oglindă, nu vă veți mai recunoaște. Vă asigur că ați terminat liceul și nu vă veți mai recunoaște deloc ceea ce veți ajunge în anul 3 și ceea ce ați fost în anul 3. În condițiile în care, într-un an de zile, guvernarea a avut 18 acte normative declarate neconstituționale, deci, într-un an de zile, ordonanță și legi. Deci, cum aplicăm și cum respectăm Constituția? 2. Dacă judecătorii curții constituționale, 9 la număr, 5 votează la un semn și 4 sunt împotrivă, vă închipuiți cam cum trec actele normative și cum sunt declarate constituționale sau nu. Avem o Constituție viabilă și perfectibilă. Problema este aplicabilitatea ei. Transmit specialiștii.